Bun găsit la vizionarea filmului pentru utilizatorii Hurricane Spin Scrubber. Vă prezentăm cum puteți utiliza corect Hurricane Spin Scrubber și vă ajutăm cu idei utile legate de folosirea aparatului. După deschiderea ambalajului, veți găsi înăuntru piesele Spin Scrubber împreună cu manualul de utilizare. Înainte de punerea în funcțiune, este recomandat să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire, în special partea care se referă la acumulator și la timpul de încărcare. Este foarte important să urmăriți intervalele de încărcare prescrise. În caz contrar, timpul de viață al acumulatorului poate scădea semnificativ. După cum este indicat și în manual, la prima încărcare, aparatul trebuie să fie alimentat continuu, aproximativ 6 ore, iar pentru viitor, timpii de alimentare trebuie să dureze câte 4-5 ore. Conectați adaptorul de alimentare la priză și apoi la mufa aparatului. LED-ul roșu intermitent arată că acumulatorul este descărcat și că se încarcă. Când LED-ul roșu luminează continuu, înseamnă că acumulatorul este încărcat la maxim și, de asemenea, că va trebui să înlăturați cablul de alimentare și să închideți capacul de plastic. Acum, să ne întoarcem la conținutul pachetului. Aici veți găsi, între altele, și mânerul principal. Acesta dispune de un buton de pornire-oprire, suportul pentru perie, închizătorul pentru mânerul extensibil și capacul pentru mufa de alimentare a aparatului. Și mânerul extensibil, care poate fi utilizat când este necesar, dispune de un buton de blocare pentru perie, așa cum puteți vedea în prezentare. Amplasați pe suportul pentru capul de perie una dintre perii. Pachetul conține 3 capete de perii diferite. Peria semisferică, excelentă pentru diferite suprafețe curbate, rotunde, cum ar fi bateriile de chiuvetă. Peria plată, ideală pentru suprafețe mai mari, în general plate, cum ar fi pardoselile și pereții. Și a treia perie conică, pentru curățarea colțurilor, locurilor înguste și spațiilor dintre plăcile de faianță, dificil de curățat. În final, iată și adaptorul pentru încărcarea aparatului. Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit. Dacă este necesar, conectați mânerul extensibil la mânerul principal și un clic va semnala că cele două elemente s-au conectat. Următorul pas este fixarea mânerului extensibil la suportul pentru perie și un alt clic vă va semnala că și de data aceasta ați procedat corect. Acum, așezați capul de perie dorit pe suportul aferent, potrivind cele două locuri marcate pe suport cu cele de pe perie și curățarea poate începe! Ca următor pas, așezați Hurricane Spin Scrubber pe suprafața pe care doriți să o curățați și apăsați butonul de pornire. Lăsați aparatul să acționeze. Pentru a obține cele mai bune rezultate, apăsați ușor aparatul pe suprafața de curățat. Hurricane Spin Scrubber are integrată o funcție automată de oprire. Dacă apăsarea este prea puternică, peria se oprește până când apăsarea revine la normal, evitându-se astfel deteriorarea suprafeței. Este indicată folosirea aparatului în combinație cu apa curată, dar în concordanță cu gradul de murdărie, putem utiliza și detergenți ușori. Pentru aceasta putem pulveriza detergentul pe suprafață sau putem umezi direct peria. În final, dorim să vă atragem atenția cu privire la respectarea intervalelor de încărcare a acumulatorului pentru a evita astfel reducerea semnificativă a timpului de viață a acestuia. În speranța că acest film v-a fost de ajutor, echipa dumneavoastră, MediaShop, vă dorește să vă bucurați de propriul dumneavoastră Hurricane Spin Scrubber.